Dragi telespectatori, formația Sonic din Bârlad sunt cunoștințe mai vechi. Emisiune Ora Veseliei. Iată de ce noi am ținut și în special eu, soția mea, a dorit foarte mult ca să fiți prezenți din nou la Ora Veseliei. Și noi vă mulțumim foarte mult. Hai să-i prezentăm pe colegii noștri la saxofon. La saxofon. Ovidiu. Ovidiu, la colegul nostru, Fănică, ca să vadă de la și tube. La camera de lua vedere. Mie îmi plac ăștia cu mustață. Și tu ai mustață, ai nicio problemă. Ștefan. Bun. Solist vocal. Ionuț. Ionuț, corect. Simplu. Simplu și eficient. Și tot de la Bârlad, la claviaturi. Constantin Laurențiu. Laurențiu, tu o să ne cânti și tu o piesă, da? Da, da. Cum se cheamă piesa care o să o cânti tu? Ai prieten bun, să tragem o beție. Aoleu, îți prietenul tău cel mai bun. Și piesa pe care o vom cânta împreună, cum se cheamă? Mi-ai dat o fetiță, Doamne. Foarte o melodie frumos. Din repertorul domnului acum Igor Cociuc. Acum am serios, am înțeles. Dar acum serios, tu ești căsătorit sau nu? Cum e treaba? Sunt căsătorit, da. Și ai fetiță sau nu? Și viitor tătic. Ah, înseamnă că s-ar putea să se potrivească. Aplauze pentru Sonic Bârlad. Dacă mai e ceva de spus, dacă nu, să trecem la treabă. Ce spui? Dedică melodia asta tuturor celor care au fete, să le iubească, să le crească. O fetiță, Doamne, îngeraș de la icoane, ea mi-e bucuria în casă și-mi face viața frumoasă. Mi-ai dat o fetiță, Doamne, îngeraș de la icoane, ea mi-e bucuria în casă și-mi face viața frumoasă. Ține-mă, Doamne, în putere să-i dau tot fetiței mele, suflet bun și omenia, asta-i toată bogăția. Ține-mă, Doamne, în putere să-i dau tot fetiței mele, suflet bun și omenia, asta-i toată bogăția. Bucuros mai sunt pe lume, are tată cine spune, are cine mângâia sufletul și viața mea. Bucuros mai sunt pe lume, are tată cine spune, are cine mângâia sufletul și viața mea. Ce să mai vreau de la viață când îmi strâng fetița-n brațe, eu aștept să crească mare, să am sprijin și adinare. Ce să mai vreau de la viață când îmi strâng fetița-n brațe, eu aștept să crească mare, să am sprijin și adinare. Când văd ochii fetei mele, simt, Doamne, că prin putere, să-i dai, Doamne, sănătate și zile nenumărate. Când văd ochii fetei mele, simt, Doamne, că prin putere, să-i dai, Doamne, sănătate și zile nenumărate. Doamne, să fii bun cu mine, că-am făcut doar bine lume, păzește-mi fata de rele, că ia-i rost cu vieții mele. Doamne, să fii bun cu mine, că-am făcut doar bine lume, păzește-mi fata de rele, că ia-i rost cu vieții mele.
Ce frumoasă este viața când te prinde dimineața la băut cu prietenii măi. Dimineața pe răcoare duc o zi de sărbătoare și o noapte de beție. Ce frumoasă este viața când te prinde dimineața la băut cu prietenii măi. Dimineața pe răcoare duc o zi de sărbătoare și o noapte de băut, măi. Hai, prieteni buni, să tragem o beție, nu fi mare foc, hai să ne facem zup. Cu țuică de prună, bere și rachie, hai să frigem într-o veselie. Lasă, să-mi las prietenii la masă, să mă ridic și să plec, măi. C-așa merge prietenia, mână-mână cu beția, așa-mi place să petrec, măi. Inimioara nu mă lasă, să-mi las prietenii la masă, să mă ridic și să plec, măi. C-așa merge prietenia, mână-mână cu beția, așa-mi place să petrec, măi. Hai, prieteni buni, să tragem o beție, n-o fi mare foc, hai să ne facem zup. Cu țuică de prună, bere și rachie, hai să frigem într-o veselie. Sănătate, omule, viața e așa cum e, una bună zecerele. La mulți ani cu sănătate, țuica ne scapă de toate, trece mai ușor prin ele. Sănătate, omule, viața e așa cum e, una bună zecerele. La mulți ani cu sănătate, țuica ne scapă de toate, trece mai ușor prin ele. Hai, prieteni buni, să tragem o beție, n-o fi mare foc, hai să ne facem zup. Cu țuică de prună, bere și rachie, hai să frigem într-o veselie. Hai, prieteni buni, să tragem o beție, n-o fi mare foc, hai să ne facem zup. Cu țuică de prună, bere și rachie, hai să frigem într-o veselie. Stimați invitați, un prieten drag emisiunii noastre, domnul Cornel de la Năvodari. Mai avem un coleg aici lângă noi, te rog să-l prezinți la clape. Hansu de la Constanța. Un nume cunoscut pentru telespectatorii noștri. Și ce melodii te-ai gândit să Da, am și eu două melodii pentru prietenii mei și pentru toți mirii care o să le cânt la nuntă anul ăsta. Mai ales în luna august, că e plin. În luna lui august, da, e clar, treaba. Tot anul și... Pentru toți nașii, toți socrii mari, socrii mici, am o horă foarte frumoasă, haideți la nuntă. Așa. Și o sârbă, am acasă două flori. Două. Două flori, da. Una e nevastă și alta e fata? Sau... Fata mea, da. Perfect, perfect. Soția și fetița. Mai aveai tu ceva parcă de spus pentru telespectatorii noștri, nu? Fetița mea. Da, să poftească. Hai, vină încoace ca să o vadă și telespectatorii. Aplauze! Ea este una dintre flori. Este una dintre flori. Dragi prieteni, să ascultăm muzică de cea mai bună calitate aici la emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Cu bocate alese.
fi dus să curgă noaptea, asta-i cea mai lungă. Iar noi vrem să o facem lată pentru bircasă de piatră. Mai trageți vin din butoi, că nu dă mare la nouă. Cu băutură pe mese și cu bocate alese. Pe zile fi dus să curgă noaptea, asta-i cea mai lungă. Iar noi vrem să o facem lată pentru bircasă de piatră. Doamne, când mă simt de bine,
bine, când mă așteaptă fata în brad. Sare în brațe la mine și-mi zice tată cu drag. Nevastă mea mă sărută și-mi zice bine ai venit. Cu ce poate mă ajută, cum să nu fiu fericit. Ajută florile mele, când am putere mereu. Să trec de clipele grele, ține mi-ar Dumnezeu. Amândouă sunt frumoase și pentru ele muncesc. Vreau să le știu sănătoase, când din suflet le iubesc. De-a ta am dat tot ce vrea. Să aibă totul de-a gata, că ea e comoara mea. Am și-o nevastă frumoasă, care-mi poartă numele. Ea are grijă de casă și-mi dă mie dragoste. Ajută florile mele, când am putere mereu. Să trec de clipele grele, ține mine-ar Dumnezeu. Amândouă sunt frumoase și pentru ele muncesc. Vreau să le știu sănătoase, că din suflet le iubesc. Și pentru ele muncesc. Vreau să le știu sănătoase, că din suflet le iubesc. Bine ați venit la Ora Veselii. Și noi vă mulțumim de invitație. Hai să vorbim un pic despre repertoriul dumneavoastră. Care sunt melodiile pe care ni le-ați pregătit? Avem 3 melodii. O sârbă românească, zic eu, frumoasă. O horă de nuntă, care se referă la socru mic, la socru mare. Așa, foarte frumos. Și o sârbă instrumentală, cântată de mine și, bineînțeles, de colegii mei. Foarte frumos. Hai să prezentăm. Începem cu solista vocală, să o prezentăm. Deci solista vocală se numește Sorina. Sorina. Aplauze pentru Sorina. Care, din fericire, este soția mea și mă mândresc tare mult. La clarinet, pe cine avem? La clarinet, Cotea Alexandru. Emilian Lupu, la vioară. La vioară. Aplauze. Așa. Aplauze. Bun. Și la orgă e Barangă Marian. Așa. Subsemnatul Costel Cutiuță. Dragul meu, eu vă mulțumesc în numele echipei noastre de la Televiziunea Favorită, ați avut plăcerea așa să răspunzi invitației noastre. Și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și sunt convins că aveți foarte, foarte multe petreceri. Dragii mei, formația se cheamă Formația Universal din Năvodar. Am plecat din el și l-am lăsat. Oh, necuță măi, m-au dus cântecele mele în lume. Oh, necuță măi, ca să dau satului meu nume. Oh, necuță măi, mi-este dor de flori de lilia și de casa cu geta, de pârâul unde mă scaldam și părinții ce iubeam. Este dor de flori de lilia și de casa cu certa, de pârâul unde mă scaldam și părinții ce iubeam.
poartă, of, necuță măi, să mai pot întoarce roata vieții. Of, necuță măi, să-mi pot vedea anii tinereții. Of, necuță măi, este dor de flori de lilia și de casa cu cerdac, de pârâul unde mă scaldam și părinții ce iubeam. Mi-este dor de flori de lilia și de casa cu cerdac, de pârâul unde mă scaldam și părinții ce iubeam. Ce din satul meu, of, necuță măi, că trăiesc le voi cânta mereu. Of, necuță măi, și chiar dacă am să-mi bătrânesc, cântecul vi-l dăruiesc, îl dau, Doamne, ca pe o moștenire să pomenească de mine. Și chiar dacă am să-mi bătrânesc, cântecul vi-l dăruiesc, îl dau, Doamne, ca pe o moștenire. Prunzuliță verde, verde sălcioară, ce frumoase nunta pe la țară. Se adună tot satul să se veselească, muzica să cânte, mirii să trăiască. Prunzuliță verde, verde sălcioară, ce frumoase nunta pe la țară. Se adună tot satul să se veselească, muzica să cânte, mirii să trăiască. Să bem vinul bun, rece de la gheață, să jucăm într-una până dimineață. Joacă socri mare și fii fericit, că visul de-o viață azi s-a împlinit. Să bem vinul bun, rece de la gheață, să jucăm într-una până dimineață. Joacă socri mare și fii fericit, că visul de-o viață azi s-a împlinit. Și cu mirii stare tinerei, ți-e mai mare dragul să te uiți la ei. Cu alaiul mare hai la cununie, le dorim în viață spor și bucurie. Nașii și cu mirii stare tinerei, ți-e mai mare dragul să te uiți la ei. Cu alaiul mare hai la cununie, le dorim în viață spor și bucurie. Să bem vinul bun, rece de la gheață, să jucăm într-una până dimineață. Joacă socre mare și fii fericit, că visul de-o viață ți s-a împlinit. Să bem vinul bun, rece de la gheață, să jucăm într-una până dimineață. Joacă socre mare și fii fericit, că visul de-o viață ți s-a împlinit. Veselie multă, bucate alese, s-o primiși cu daruri și cu zestre. Ciocnesc un pahar, cu toți dau noroace, până dimineață la ciorba de potroace. Veselie multă, bucate alese, s-o primiși cu daruri și cu zestre. Ciocnesc un pahar, cu toți dau noroace, până
până dimineață la ciorba de potroace. Mulți ani să trăiți și casă de piatră, nunta de la țară nu uiți niciodată. Sănătate multă și copii frumoși, să-i boteze nașii, să fiți bucuroși. Mulți ani să trăiți și casă de piatră, nunta de la țară nu uiți niciodată. Sănătate multă și copii frumoși, să-i boteze nașii, să fiți bucuroși. Spectatori,
Vreau să fac un anunț foarte important. Emisiunea Ora Veseliei, televiziunea Favorit, s-a realizat prin sprijinul unor oameni de mare calitate, sunt profesioniști, au fost alături de noi la foarte, foarte multe emisiuni și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc aici, la emisiunea noastră. Dragul meu, bine ați, sau cum să spun, bine v-am găsit la Tulcea. Bine ați venit dumneavoastră. Am aici o nepoțică de-a dumneavoastră, domnul Andrei, da. Cum o cheamă? Medea. Hai să, totuși, pentru cei care au deschis acum televizorul, să facem încă o dată prezentarea feciorilor, cum spun ăștia din Ardeal. Domnul Ungureanu, acești trei feciori sunt produsul muncii mele de viață. Așa. S-o luăm cu cel mai mic, mezinul, cel mai înalt, Andrei Laurențiu Adrian, la saxofon. La saxofon. Următorul, ca vârstă, e Andrei Gabriel, mijlociu, acordeonistul. Și hai să trecem și la clape. Și ultimul, născut într-o zonă folclorică bogată, unde e generalul Florin Ionaș, la Lipova, în județul Arad. Acolo eram eu cu serviciu, acum 30 ceva de ani. O, păi ai călătorit o leacă. Acolo m-a trimis patria. Foarte frumos. Eram cadru militar tânăr atunci. Așa. Și ca să nu stau singur pe între străini, mi-am căutat și eu o nevastă. Și rezultatul acestei căutări sunt acești trei feciori. Acum să trecem la melodii. Ce am pregătit pentru ediția de noi astăzi? Noi fiind o formație de crâșmă, de restaurant, de nunți, bineînțeles. De petreceri. Noi de petreceri. Cântăm, abordăm toate zonele folclorice. Avem o horă moldovenească. Asta îmi place. O horă de asta la, e de la mine. Nu, e mai departe de dumneavoastră, e de la Chișinău. Mergem și la Chișinău, niciun fel. Avem o melodie vocală, așa, și o brează cântată de virtuosul orchestrii, că trebuie să avem și un virtuos corect, în orchestră. Corect. Eu zic Gabriel Andrei, la acordeon. Eu zic să trecem la treabă, dragi prieteni. O să cânte pentru noi cea mai reprezentativă formație de aici din Tulcea, frații Andrei. Bye.
îi dă pahar și că de ea nu mai pasă, de-aia vin târziu acasă. Că umblu din bar în bar cu prietenii de pahar și că de ea nu mai pasă, de-aia vin târziu acasă. Aoleu, ce să mă fac? Mi-am luat de lea pe cap. Toată ziua-i supărată și când vin băut mă ceartă. Sau s-o ascult, mă așez în pat și mă culc și-o las ca să-și bată gura până eu cădea dantura. Dar eu nu stau s-o ascult, mă așez în pat și mă culc și-o las ca să-și bată gura până eu cădea dantura. Aoleu, ce să mă fac? Mi-am luat de lea pe cap. Toată ziua-i supărată și când vin băut mă ceartă. Zice să beau cu măsură. Măi, nevastă, băutura se servește cu măsura, dar când mi-am pierdut măsura beau că se usucă gura. Măi, nevastă, băutura se servește cu măsura, dar când mi-am pierdut măsura beau că se usucă gura. Aoleu, ce să mă fac? Mi-am luat de lea pe cap. Toată ziua-i supărată și când vin băut mă ceartă. Lasă-mă să mă simt bine, că dacă mă simt eu bine se transmite și la tine. Nu te mai lua de mine, lasă-mă să mă simt bine, că dacă mă simt eu bine se transmite și la tine. Aoleu, ce să mă fac? Mi-am luat de lea pe cap. Toată ziua-i supărată și când vin băut mă ceartă. Aoleu, ce să mă fac? Mi-am luat de lea pe cap. Toată ziua-i supărată și când vin băut mă ceartă.
Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere!